Deși au armate mici ca număr de militari, cele două țări invitate să adere aduc alianței un plus semnificativ de putere în zona nordică. Finlanda, o țară care are o graniță de peste 1300 de kilometri cu Federația Rusă, este pe poziția 53 potrivit Global Firepower Index. Armata are în jur de 23.000 de militari, însă în caz de război, aceasta adună lejer 280.000 de oameni foarte bine pregătiți. Finlanda are tancuri performante și avioane F-18 Hornet, însă a contractat 64 de aparate F-35, care vor începe să intre în dotare peste 2-3 ani. Finlanda are sistemul cel mai bine pus la punct, pentru că deși Finlanda era neutră, ținând seama de istoricul ei, ținând seama de războiul de iarnă din 1939, simțea indirect că Federația Rusă poate să fie o amenințare. Suedia ocupă locul 25 în Global Firepower Index, are 24.000 de militari, iar dotările sunt de top. Suedezii au tancuri Leopard și avioane JAS-39 Gripen. Vorbim de Suedia, care produce de la avioane de luptă până la submarine, și chiar Polonia are o intenție să colaboreze cu industria de apărare din Suedia pentru realizarea acestor submarine. Militarii finlandezi și suedezi pot lupta cu ușurință alături de aliații din NATO. Cele două țări colaborează de multă vreme cu alianța și au participat de-a lungul timpului alături de NATO la multe misiuni de menținere a păcii. Finlanda și Suedia vor fi țări membre cu drepturi depline abia după încheierea formalităților. Din cei 30, majoritatea statelor NATO vor ratifica în parlamentele lor foarte rapid. Probabil cu o singură excepție, și aici mă refer la Parlamentul de la Ankara. Spre sfârșit de an, cred că va fi formalizată aderarea Suediei și Finlandei la Alianța Nord-Atlantică. După intrarea în alianța celor două state, NATO va număra 32 de membri și va proteja peste 960 de milioane de oameni.